A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Educației privind structura anului școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, pentru clasele a 12-a, 13-a, seral și frecvență redusă, situația școlară a elevilor se poate încheia până la data de 9 iunie. Aceeași dată va fi stabilită și pentru perioada de înscriere a candidaților la sesiunea iunie-iulie pentru Examenul Național de Bacalaureat 2023. Neliniștea în rândul elevilor, părinților și profesorilor persistă, mai ales dacă termenul înaintat nu va putea fi respectat. Ministerul a luat în contextul grevei care se desfășoară în aceste zile în România. Ministerul a luat decizia de a prelungi atât perioada de închidere a mediilor elevilor, cât și perioada de înscriere la examenul de bacalaureat. Ambele situații pot fi finalizate până în data de 9 iunie. Depinde și de evoluția grevei. Sperăm că se va finaliza această situație. Și da, se va putea dacă, în condițiile în care greva va fi încheiată. Dacă nu, probabil se va lua decizia prelungirii acestei perioade. Altă soluție nu există. Mulți colegi sunt în grevă și ei nu vor închide mediile copiilor. Înscrierea la facultate se realizează după susținerea examenului de bacalaureat, dar ce vor face elevii maramureșeni care au ales opțiunea de a studia pe mai departe în alte țări? Se preconizează că în cazul în care se va prelungi greva, Ministerul Educației să ia legătura cu miniștrii din alte state pentru găsirea unor soluții. Doamna ministru a cerut informații despre care universități este vorba, despre ce state aleg copiii să studieze și a solicitat și va solicita la nivel interministerial sau între state să se facă derogări. În ceea ce privește anul școlar 2022-2023, se speră la finalizarea lui, conform calendarului. Numai în cazul în care greva va continua, acesta se va prelungi cu încă o săptămână.